Doi pakistanezi au fost prinși în flagrant, în timp ce alături de ei se aflau două persoane răpite recent. Răpitorii își duceau victimele la un apartament din Brașov și cerau 1000 de euro răscumpărare. O altă victimă reușise să fugă. Trei victime au fost până acum identificate de poliție, un cetățean pakistanez, un bengalez și un indian. Toți erau ținuți la etajul 4 al unei clădiri din Brașov. Victimele au fost amenințate și cu moartea. După ce le-au răpit pe victime, suspecții pakistanezi au contactat familia uneia dintre victime și au cerut 1000 de euro răscumpărare. Poliția română a fost alertată de familia uneia dintre victime. Într-o încăpere se aflau doi bărbați mascați, purtând cagule, care îl agresau fizic și solicitau suma de 10.000 de euro dacă pentru eliberare, în schimbul acestea amenințându-l că îl vor ucide. Răpitorii provin din Pakistan, se aflau legal în România de mai mulți ani și au fost prinși în flagrant chiar în timp ce se aflau cu două dintre victime într-o mașină. Cu ocazia cercetării au fost identificați doi cetățeni străini, șoferul și un bărbat de 37 de ani și ocupantul din dreapta, un bărbat de 24 de ani, ambii fiind bănuiți de comiterea faptei. Pe bancheta din spate se aflau alți doi bărbați, respectiv un cetățean de 28 de ani și un alt bărbat de cetățenie străină, ambii fiind victime ale infracțiunii de lipsire de libertate în mod ilegal și șantaj. Poliția a percheziționat și apartamentul din Brașov folosit de răpitori, unde a fost găsit un pistol, mai multe documente false și o pungă cu muguri de marihuana. Poliția a stabilit că în același apartament se mai aflase o a treia victimă răpită, care a reușit însă să fugă escaladând balconul apartamentului.